Bună ziua, dragi om, vă prezint în ceea ce urmează niște știri mai ciudate, așa explicate de mine, ca să fie pe înțelesul tuturor. Prima știre, Bianca Drăgușan va prezenta detectorul de minciuni pe canalul YouTube de exclusiv. M-am auzit din surse deosebit de sigure că prima întrebare va fi adresată chiar ei, mă! Și o să fie întrebată, este adevărat că în proporție de 60% sunteți plastic? N-o stare curios, ce mama lui dracu? O să răspundă doamna Drăgușanu. Mami bugică, gică, hagi odată replica lui Dănuț Lupu. A pe asta știre nici nu merită și tită, măi, ca și cum i-aș da o replică eu la Robert Ionescu și lumea să zică, vai, mare dreptate, afrim Dorin, mă! Oi, avea o dreptate, dar sunt altă ligă, mami buni. Hagi a fost într-o ligă net superioară lui Dănuț Lupu. Așa și eu față Robert Ionescu. Adică invers, nu știu cum pula mea să vă spun. Vai, cât de emoționant, mare o fresh, imagine emoționată, e pe patul spital, pozat cu perfuzia în venă, mă, oameni, mă, vă dați seama, mă. Păi tot e bine că nu și-au pus cu mâna în pulă, mă, ca să după aia să ziceți că faci ceva film porno. Am dacă ajung și faptul că ăla are nevoie de niște perfuzie să ajungă știre națională și de dorul național, apoi lăsați-o în pulă și să mai povestim de racele care avem noi geță pe spatele nostru. Hărească Dumnezeu și Maica Domnului împreună cu el. Da, ca și cum n-aș fi destul, tare curioasă-i lumea mucio pe Țărino Golden, mă, că s-o țâmpat cu bolidul într-un tramvai și că bolidul ăla Dumnezeu le-a fost 100.000 de euro și vă dați seama cât ar costa reparația, că fix ea mă pe mine în pulă, că nu știam cât costa reparația la bolid, mă, că dacă el în momentul ăla atunci s-a aflat în tramvai și mașina aia nu era în spate să lovea sau în față unde dracu s-a aflat, acum nu era în justire, că vezi, doamne, dita mai vedetoiul și cum să margă el pe jos sau cu tramvaiul sau cu metrou, că îi picau gradele la linoleu pulău. Ce să-ți povestesc, mare minune s-a întâmplat, dar nu spune nimeni cât costă are avarele făcute la tramvai, păi să pătească Ghibolus Goldenuț, care bani trăzni la râncoaie să-l trăiască amul pe moment, fulge s-a dus pe pula. Cum să nu comenteze Gami că Dorian Popa și-a luat Lamborghini Huracan de 300.000 dolari sau de euro, să știi Dumnezeu ce să mai sume să mai vehiculează. Mai oameni, în primul rând, mă, copii, vă spun așa de la moș la copil, am 39 de ani, cred că primi față de mult să vă spun așa. Nu vă căutați modele în așa ceva. Modelul vostru să fie ușor de găsit, ușor de mers, ușor de atins. Nu vă înfingeți nervii și capul și imaginația tot felul de lucruri nebune ca să faceți milioane de euro, că e posibil să nu le faceți niciodată. Și atunci ce o să faceți? O să cădeți psihic și fizic și mental și cum vreți voi, că nu o să reușiți în viață să vă luați Lamborghini. Bă, lucrați să vă luați o mașină de 5.000 de euro, că vă duce din punctul A în punctul B, la fel cum vă duce și Huracanul. Din contră, Huracanul ăla nu pot lăsa oriunde, că vin dușmanii și ți-ți zgârie și ca să repari, voi vă dați seama cât costă să revopsești o dită mai mașina, mă? O mașină de 5.000 de euro e în pulă că ți-o zgârie, mă. Eventual îi fuți o acțibil de la șmeche cu flash, nu știu ce, și gata, l-ai făcut. Da, așa? Care e modelul vostru de urmat? Dorian Popa cu milioane de euro în conturi, fiți serioși, oameni buni, și luați-vă modele care sunt aproape de nivelul vostru. Nu vă duceți din nebuni în cap după aia să vă căutați locuri să vă sinucideți și așa mai departe, că voi n-ați reușit în viață. A reușit în viață nu înseamnă asta, mă. Reușit în viață înseamnă să înveți prima dată, să urmezi o școală, să poți să faci o meserie frumoasă, de unde să aduni bani cu bani. Dacă poți să faci ceva suplimentar, să o faci, dar venitul tău de bază să-l ai undeva la o firmă serioasă sau chiar la firma ta, de ce nu? Dar pentru asta trebuie multă muncă. Nu să vă postați în bustul gol că voi să-i dorea în popa hâți. Astea trec cândva. Și cu asta vreau să închid, știrile din ziua de astăzi, din data de 17.02.2023. E vorba despre Andra și Răzvan Gogan. Mă, eu n-am treabă cu fătuca asta, dar niurâtă e întâi sufletul. Eu nu o pot suporta, nu din cauza că ar avea faimă departe de gândul meu și mă interesează, dar tot modul ei de a se comporta, falsitatea aia ce o emană la metru pătrat și mai departe, cum pula mai poți să zici că aia idolul adolescenților? Ce să vadă la nebuna asta, mă, oameni buni, mă?
Vocea aia pițigăită, deci că e pitpalac într-un copac în pula mea și cu gestul ăla de virgină, deci are 60 de ani azi, măi, fut-o satana, și e vine și te pare în față ca și un idol adolescent. Du-te în supărare să te fută, că ești eventual idolul copilului de 2-3 ani, maxim 4, aia care habar n-au pe ce lume să află, și de aceea spun gaga, gugu, gugu, gaga. Hai mă să fim serioși în pulă, să ne căutăm oameni serioși cu care să putem și vorbi și sfatul să primim, să fie și pe pula lor și mai departe. Dar până la urmă nu înseamnă numai bani făcuți, mă. Sfaturi de urmat fută-i Dumnezeu încă. Închei, să aveți o viere plăcută că tot mai rămas, e fut-o satan.